Spre deosebire de alți ani, anul acesta nevoiașii români primesc de la Uniunea Europeană și câte un borcanel de miere de 250 de grame pe lângă celelalte produse clasice deja. La nivel național, APIA s-a ocupat de achiziționarea a 750 de tone de miere fabricată în Bulgaria. Din păcate însă, nu toată cantitatea este bună de consum, așa cum s-a dovedit în lotul de la Brașov, unde s-au descoperit substanțe ce pot dăuna sănătății. Județului Giurgiu i-au revenit peste 12 tone de miere pentru 43.000 de beneficiari. Din cele relatate de reprezentanții APIA Giurgiu, produsul este conform sau cel puțin așa reiese din acte. Conform certificatului de calitate cu numărul 104 din 30.08.2013, unde sunt toți indicatorii în limitele permise, vreau să precizez că agenții de falsificare, zahăr invertit artificial, glucoză industrial sau alt hidroizolant de amidon, gelatin, clei de făină, de cereale sau alte produse amidonoase, coloranți artificiali, substanțe dulci, sunt lipsă din acest lot. Deci, sunt în concordanță cu legislația în vigoare. Fiindcă mierea distribuită nevoiașilor este însoțită de certificat de calitate, APIA nu este obligată să efectueze analize de laborator. De asemenea, statul nu poate obliga instituția să facă teste, ci doar să verifice consistența, mirosul și aspectul.